În Copou există un loc magic în care nuferii au prins viață într-un loc artificial amenajat de Servicii Publice Iași. Locul a devenit o adevărată atracție turistică pentru că este o oază de liniște și culoare ce poate fi vizitată oricând. Plantele subacvatice sunt atent supravegheate de angajații instituției. Cam 110 nuferi în cele trei locușoare. Nu are decât să ne bucure faptul că n-am avut pierderi. Bineînțeles, tot în acest an am amenajat și fântâna arteziană din partea centrală. Acolo nu am pus nuferi, am pus alte plante acvatice. Dar, per total, reușim să menținem habitatul ăsta din jurul lacurilor și astfel încât de la an la an nouă ni se pare că arată mai bine. Pentru a ajunge la frumusețe de acum au fost necesare niște procese de aclimatizare pentru a rezista și pe timpul iernii. Noi am luat chiar din țară materialul săditor, din zona Aradului, dacă nu mă înșel, și am reușit să-i aclimatizăm, merg foarte bine, am aplicat tratamentele necesare, pentru că trebuie să ținem cont și de aceste aspecte și împotriva dăunătorilor și având în vedere că este o apă stătătoare, pot apărea diferite boli și noi tot timpul avem în vedere să tratăm apa, astfel încât să se mențină vegetația viabilă. Turiștii rămân plăcut impresionați de frumusețea locului și îl imortalizează în fotografii pentru a le împărtăși și celor dragi. Este impresionant, nu suntem din Iași, suntem din Vâlcea, Arad, am văzut multe parcuri, dar ăsta de la început ne-a făcut wow. În spatele acestei frumuseți din Parcul Copou se află multă oră de muncă și resurse.